Familia Wanner. Scenariu radiofonic de Dan Tărchilă după Friedrich Wolf. Atenţiune! Atenţiune! Transmitem Gaston? Comunicatul de închide pe front al înaltului comandament german. Mersi, Gaston. Cunosc un sistem ca să nu mai fiți nevoită să-l închideți. Care? Să nu-i mai dați drumul. Îți mai arde de glume, Gaston. Știi foarte bine că nu eu dau drumul la radio, ci Erica. Ah, da. Cumnata dumneavoastră pare ciudată de la un timp. Încolo e infirmieră bună. Bineînțeles. Acum arată-mi radiografia. Da. Poftiți. A cui e? Pierre Lecherc, prizonier din Marsilia. A fost prins de nemți când încerca să treacă nord. Aha. Priviți bine radiografia. Cavernă la vârful pulmonului stâng. Da, da. Foarte clară. Rămâne să treceți diagnosticul în fișa bolnavului, apoi să-l prezentați la semnare, domnule doctor Wanner. După aceea... Da. După aceea totul vine de la sine. Alo? Da? Da, clinica de chirurgie. La telefon doctor Lily Wanner, da. Da, soția doctorului Wanner. Ascult. Astăzi? Bine. Bine, voi anunța pe soțul meu. Nu, nu plecăm. Vom aștepta. Gaston? Da? Într-o oră sosește doctorul Clem pentru a-și lua în primire postul de director al spitalului. Ce va fi de mâine încolo? Nimic deosebit, madame. Vom vedea. Vom vedea. Nu mă așteptam ca doctorul Wanner să plece pe front. Nici eu, te asigur. Plecarea lui a venit ca o bombă. Vedeți, madame, noi francezi avem obiceiul să gândim mai mult înainte de a face ceva. Gaston, suntem în Germania, nu în Franța. Pardon, madame, n-am avut de gând să-l jignesc pe soțul dumneavoastră. Da, cred că sunteți de aceeași părere cu mine, fiindcă în ciuda căsătoriei ați rămas franceză. Staci, aud pași. Aici erai, dragă mea. Dragul meu. Vă salut, domnule. Bună ziua, Gaston. Ne-a anunțat la telefon sosirea înlocuitorului tău. Cine? Un doctor Clem. Clem? Da. Ei, dar am fost colegi. Mă bucur că revăd după atâția ani. În facultate, Clem ăsta era cel mai mare curtezan. Să-l cunoști, este un crai de mână întâi. Mă iertați, domnule doctor. Am auzit că înlocuitorul dumneavoastră face parte din SS. Mai se prea poate. Se prea poate. Dragă Lidi, simt o strângere de inimă când mă gândesc că este ultima zi când mai lucrez în clinică. Mâine plec și în câteva zile voi lucra pe front. Mă iertați, domnule doctor, am auzit că aș cerut personal să plecați pe front. Ți se pare curios? Oh, nu. Ca prizonier francez n-am dreptul să mi se pare nimic curios, însă faptul că dumneavoastră ați fost atât de bun și m-ați oprit să lucrez aici în laboratorul de radiologie mă face să regret mult că plecați. Mulțumesc, domnule Gaston. Pot să te duci? Da. Vă salut. Lidii, nu ți s-a părut că laborantul ăsta a fost ironic când m-a întrebat dacă am cerut singur să plec pe front? Nu, deloc, dragul meu. E un tânăr foarte consecat, te asigur. Dar ce se face? De la Voltaire încoace, întreaga lume vede o ironie în fiecare cuvânt francez. Mica mea franceză, adică... Dacă nu te-aș iubi atât și dacă aș ști că și tu mă iubești, aș crede că și tu ești ironică. Paul! Lily, ce-i cu tine? N-am murit încă. Dar s-ar putea să... Ar fi îngrozitor. Hai, nu are rost să te mai gândești la prostii. Hai. Ți-aduce aminte ce mi-ai spus într-o seară la Strasburg? Nu.
Am fost atâtea seri la Strasbourg. Serile de la Strasbourg. Pe atunci nu era război. Nu. Nu mi-aduc aminte decât că eram tot timpul împreună. Într-o seară mi-ai spus că noi doi nu vom muri niciodată. Ai rostit cuvintele astea încet, liniștit, ca și cum ai fi fost convinsă că spui un adevăr. E bine, eu cred și acum în cuvintele tale de atunci. Dar nu vrei să ți le retragi. Nu. Bravo, Lili. Ești cea mai minunată soție din univers. Nu te mai gândi la plecarea mea. Gândește-te la întoarcere. Are să-ți fie mai ușor. Uite, eu așa fac de câteva zile. Îmi închipui că sunt pe front, că operez zi și noapte, că mai am puțin și voi pleca spre casă. Apoi mă văd deschizând ușa. Tu, cu mama și cu Erica, stați în picioare și mă așteptați. M-am întors, bine v-am găsit. Așa e că nu-i cine știe ce război. Lili, mi-o feri un vals. Nu, Paul, nu. N-are niciun rost acum. Draga mea, Lili, viața este frumoasă, frumoasă și interesantă. E păcat să nu o trăim. De ce taci? Spune-mi ceva. Ceva drăguț, cum știi, numai tu. Nu vrei să fii vesel? Ba da. Ba da. Ba da. Veselia este un sentiment pe care l-am căpătat în ziua în care te-am întâlnit prima dată. Mi-ai spus atunci: Monsieur, n'est pas joyeux. Și când te-am întrebat ce înseamnă joyeux, ai început să râzi și nu te-ai oprit până când ai zis bun și mulți. Ai râs. De ce râzi cu ăsta, Paul? Nu-ți stă bine. Iar tu, Lili? Ah, iar ai închis aparatul de radio. Erica, te rog, nu-l deschide. Înțelege-mă că astăzi nu poți ascunde comunicatele de pe front. Voi, franțuzoacele, n-aveți niciun pic de curaj în fața vieții. Toate femeile trebuie să aibă curajul tău. Eu sunt o femeie germană. Și pe deasupra sunt și sora ta. Înțelegi, Paul? Adică sora unui medic care a cerut să plece pe front ca să-și facă datoria față de rat. Bine, bine, dar... Ah, dacă aș fi și eu mai tânăr, aș merge cu tine și aș fi o infirmieră cum n-ai văzut. Toți știu ce infirmieră bună ești, Erica. Aici, în clinică? Nu, aici. Ci acolo se dovedește cine e om și cine nu e. Frontul e cea mai specifică încercare a germanilor adevărați. Dar cu ce preț? Cu ce preț? Cine nu se duce să moară pentru Führer nu merită să fie numit german. Bineînțeles că francezilor nu li se cere așa ceva. Din fericire, Erica. Nu știu ce vrei să spui, dar mă voi căzni să aflu. Dacă nu azi, mâine. Erica. Vă rog să nu vă mai certați. Erica, doresc ca în lipsa mea să o crotești pe Lili. Și să nu uiți nicio clipă că este soția fratelui tău. Îmi promiți? Promit. Da, păi, din păcate nu va uita nici faptul că sunt o femeie franceză. Hei, Hitler! Ce? Îmi dați voie să mă prezint. Doctor Cred. Mai băiatule, mai ai nevoie să te prezinți? Bun venit la noi! Bine te-am găsit, Paul, bine te-am găsit. Îți prezint pe inspectorul sanitar Wenzel, doctor Vanner. Inspector Wenzel. Îmi pare bine, doctor Vanner. Soția mea, Lili, și sora mea, infirmiera Tilly. Erica. Bine. Așadar tu, Clem, vei la locul în clinică. De mâine, bineînțeles, de mâine. Ei, dragă Paul, am auzit de atitudinea ta de adevărat german. Da. Reichul are nevoie de oameni capabili pe front. Iar ajutorul tău de chirurg eminent va fi binevenit. Te felicit și încă de două ori. Odată, pentru că ai cerut să-ți pui maestria în slujba frontului, no. Și a doua oară, fiindcă ți-ai exprimat dorința să lucrezi în linia întâi la un regiment de tank. Cum? În linia întâi? Da. Paul, ai vrut tu asta? Da, am vrut. Bine, dar mi-ai spus că vei lucra la un spital în spatele frontului. Ca să nu te sperii, dragă mea. De fapt, la ce aș fi cerut să fiu medic în spatele frontului? Nu suntem și aici în Germania în spatele frontului? Este aproape același lucru. Eu, sora ta, te înțeleg mai bine, Paul. Vei renaște ca prin minune în linia întâi. Exact, domnișoară Erica. Ai dreptate. Fratele dumitale va deveni omul adevărat, germanul adevărat, eroul adevărat. Dumneavoastră, doamnă doctor Vanner, nu sunteți de părere că este o cinste pentru un bărbat să stea în prima linie pe front? Dumneavoastră, domnule doctor Clem,
Nu sunteți de părere că e firesc ca o femeie să se teamă pentru viața soțului ei? Vă rog să mă iertați, doamnă doctor, dar o femeie germană trebuie să-și învingă această teamă când e în joc viața marelui Reich. Ce ziceți, domnule inspector Wenzel? Sunt de părerea dumneavoastră, domnule doctor Klemm. În cazul doamnei doctor Wanner, lucrul este însă explicabil. Da, da. Înțeleg. Nu sunt o femeie germană, dar asta nu mă oprește să-mi iubesc soțul, chiar dacă el nu este francez. Oh, prietenul meu, Paul, este omul cel mai de invidiat din lume, madame. Mulțumesc, doctore Klemm, pentru compliment. Ți-am spus, dragă Lili, Klemm este un crai de mâna întâi. Și acum, domnilor, să trecem la treburile noastre. Vă să zic că, începând de mâine, doctorul Klemm va prelua postul dumneavoastră, doctor Wanner. Da. Ca inspector sanitar am venit să asist la această înlocuire și să mă informez puțin de spitalul acesta. Vă rog să-mi spuneți, domnule doctor Wanner, trec mulți prizonieri francezi prin spital? Da, domnule inspector Wenzel, mulți. Da, și bineînțeles că unii se reîntorc în lagărele lor după tratament. Exact. Iar alții sunt reformați pe motive de boală. Da. Destul de mulți. Erica, nu fi tine de a întreba, domnul inspector. Domnule inspector, toți francezii reformați sunt minuțios cercetați din punct de vedere medical. Și numai după aceea sunt trimiși înapoi în Franța, ca inapți pentru muncă. De exemplu, cu ce diagnostice pleacă? Caverne tuberculoase cel mai des și uneori neoplasme pulmonare. Aveți aici un laborant pe nume Gaston? Da, un francez. Îl folosim în laboratorul de developat filme radiologice. Se pricepe și nu avem pe altcineva mai bun. Laborantul nostru, Spielmann, a fost chemat pe front de aproape un an de zile. Da. Mă gândeam dacă Gaston ăsta se pricepe într-adevăr la developat, pentru că am putea interveni la Berlin să ne trimeată un specialist. Dar dacă spuneți că se pricepe, mă rog, o lăsăm pe el, deocamdată. Ce părere aveți, doamnă doctor Wanner? Dacă veți găsi unul mai bun, n-am nimic împotrivă să fie înlocuit. Perfect. Vă rog, domnilor, vă rog să-mi faceți plăcerea să veniți diseară la mine pentru o mică petrecere de rămas bun. Vii, Clevo, cu plăcere, dragă Paul, cu plăcere. Și dumneavoastră, domnule inspector Wenzel? A, bineînțeles că voi veni. Iată-l și pe pianistul nostru. Vă prezint pe doctorul Hans Günther, unul din colaboratorii mei cei mai buni. Doctorul Klemm, îmi pare bine. Urmașul meu la conducerea spitalului. Și inspectorul Wenzel. Revine. Încântat. Pe doctorul Klemm îl cunosc din facultate. Da? Când dumnealui era încă student la Tübingen, eu îmi serbam 15 ani de la terminarea facultății. Da, mi-amintesc. Mi-ați ajutat la teza mea de doctorat. Știați foarte multă latină pe atunci și era supranumit veșnicul student, nu? Vanitas, vanitas. Da, și după câte mi-aduc aminte, domnule doctor Günther, unii spuneau că aveți idei umanitare exagerate. Ideile umanitare nu pot fi exagerate. Da? Ori sunt... Ori nu sunt, domnule doctor Klemm. Ei, nu știu dacă mai păstrați ideile acelea, dar știți să ieșiți dintr-o încurcătură. Bănuiam că vrei să mă văriți într-o încurcătură. Și dacă ați fi bănuit? M-aș fi lăsat prins. Dragă Klemm, după plecarea mea vei avea în doctorul Hans un partener serios la discuție. Mă bucur. Care să-ți povestească ce seri minunate am petrecut împreună aici, la mine acasă. El la pian, eu la vioară, cântam ore întregi, uitând aproape că suntem în plin război. Ele poate cânta și fără să uităm că suntem în război, nu? Dragul meu, Klemm, dacă ai ști ce liniștite sunt serile în care poți cânta, închis, în casă, la căldura sobii. Dragă Hans, vei continua discuția cu doctorul Klemm diseară la mine și vei cânta pentru plecarea mea așa cum știi numai tu. A tăcut și cântul, s-a sfârșit și vinul, iar eu singuratic rătăcesc. A tăcut și cântul, s-a sfârșit și vinul, iar eu singuratic rătăcesc tăcut. Se leagă de-n vară
Foarte frumos cântați, domnule Günther. Foarte frumos. Vă felicit. Sunt măgulit de aprecierea dumneavoastră, domnule doctor Clemi. Iar eu sunt bucuros că de mâine, când îmi voi lua serviciul în primire, voi avea prilejul să lucrez cu un om talentat ca dumneavoastră. Dar și pentru că veni vorba de talent, am informații că sunteți un chirurg apreciat. Dar cum se face totuși că nu ați ajuns șef de spital la vârsta dumneavoastră? Ați fi meritat, nu? Probabil, domnule doctor Clem, probabil. Dar poate ați avut neplăceri, nu? Ce vrei să spuneți? Ei, nu cine știe ce, dar mă gândeam, uneori e o greșeală să stai deoparte. Sau sunteți un timid? Timizilor nu le place războiul. Am ghicit? Numai pe jumătate. Adică? Adică nu sunt un timid. Mă bucur. Prozit, doctor Günther, prozit. Pentru victorie. Pentru înfrângere. Ce-a spus? Dumneavoastră ați ciocnit pentru victoria noastră, iar eu pentru înfrângerea lor. Domnule doctor Clem, vă rog, domnșoară Erica, cutia aceasta minunată o folosiți ca tabachieră? M-am obișnuit cu ea, domnșoară Erica. Ce lac negru și fin, parcă e de ambanos. Da, într-adevăr. Și pictura aceasta cu troica trasă de trei cai în goana mare e splendidă, da. De unde o aveți? Din Kiev, am găsit-o într-o casă părăsită. Da? Ah, e fermecătoare. Îți place chiar atât de mult? Da, foarte mult. În cazul acesta, îți aparține, domnșoară Erica. Nu, nu, nu se poate, domnule doctor. Te rog, nu, să-mi faci această plăcere, să o primești din partea mea ca amintirea acestei serii. De mâine, fratele dumitale pleacă pe front, iar dumneata vei lucra cu mine. Sper să ne înțelegem. Bineînțeles, domnule doctor. Ei, și ca primă dovadă de înțelegere, îți dăruiesc această tabachetă. Oh, mulțumesc. Nu mai pot să vă refuz. Te rog. Îmi va ține tovărășie de azi înainte. Ești singură, domnișoară Erica? Da, singură. Nu ți-e greu? Singură sunt mai puternică. Toată viața am fost singură, doctore Clem. N-am știut. De fapt, mulți oameni au deziluzii. Eu n-am avut nici măcar deziluzii. Mi-a plăcut să fug de oameni. Vă mirați, bineînțeles, dar e purul adevăr. Dragostea este o slăbiciune. Uneori. Nu, totdeauna, domnule doctor Clem. Cel puțin așa gândesc eu. Am vrut să rămân tot timpul stăpână pe mine și am reușit. De altfel, nu mai sunt tânără. E cu asta, nu sunt de acord. Mulțumesc, dar știu bine că nu mai sunt tânără. Totuși, nu mă simt mai bătrână ca la 20 de ani, pentru că și atunci gândeam la fel ca astăzi. Da, la fel. Erica? Da, mamă? Sunt aici. Poți veni un moment? Da, imediat, mamă. Vă rog să-mi iertați o clipă, domnule doctor. Te rog, domnule, te rog. Ce e, mamă? Caută pe Lili și spune să vină în mijlocul musafirilor. Parcă a intrat în pământ. Și spune lui Paul că bea prea mult. Da, mamă. Domnule doctor Clem, iartă-mă că ți-am răpit-o pe fica mea. Sper că nu definitiv, doamnă. Am însă o scuză. După plecarea fiului meu pe front, nu voi rămâne decât cu Ianca. Și cu nora dumneavoastră, doctorița Lilivană. Da. Da, și cu ea, dar vezi, dumneata, nora mea nu se lipește de noi. E, poate fiindcă e franțuzoaică. Drept să spun, nu știu cum de s-a îndrăgostit fiul meu de ea. E o femeie drăguță, foarte drăguță. Dacă nu ar fi fost colegi la Strasburg, poate că nu s-ar fi întâmplat. Când mi-a spus că se căsătorește cu mademoiselle Lili Boileau, nu am fost de acord, dar Paul nu a ascultat niciodată de mine. Și se pare că nora dumneavoastră e o mică vrăjitoare. Nu m-aș mira deloc. Nu degeaba se spune că franțuzoaicele știu să-i vrăjească pe bărbați. Da, da. De când s-a căsătorit, Paul nu mai are niciun pic de voință. Și totuși a cerut să plece pe front. Vrei să afli un secret? Ador secretele, doamnă. Înseamnă că știi să le și păstrezi. Doamnă, nu uitați că sunt soldat în armata Führerului. E bine, află că fiul meu a cerut să plece pe front la insistențele comandamentului. Iar la comandament eu am un prieten bun. Aha. Era singura soluție să-l mai despart de soția lui. Frontul călește, nu glumă. Dar cred că ați procedat foarte bine. Da, nimeni nu bănuiește asta.
Trebuia păstrată onoarea fiului meu. Sigur. Toată lumea știe că a cerut singur plecarea pe front, așa cum trebuie să facă orice german. Da. Dragul meu, Hans, mai când să vrea ceva? Mai când? Da? De mâine va trebui să mă obișnuiesc cu glasul tunurilor și cu cântecul explozilor. Da? Cântă. Gaude amositor, iuveres dorsor. Asta, nu mai suntem de mulți studenți. Cântăm ceva de plecare, de plecare departe. Da. Ce ne aduce lumea mâine, durere sau bucurie, suferință și furtuna sau plăcere, cine știe? Bravo! Bravo! Vino să te sărut. Ascultă, Paul, ai băut prea mult. Mamă, vreau să mă amețesc ca să nu mai știu de nimic. Dar ce o să spună musafirii despre tine? Spună ce-or vrea. Peste săptămână s-ar putea să nu mai rămână nimic. Doctorul Warner va fi doar o amintire, mai mult sau mai puțin tristă. Dar cum vorbești, Paul? Îți interzic să mai spui astfel de vorbe. Astăzi poți să-mi interzici orice. Este inutil, mamă. Știți? Totul este inutil sau devine inutil dacă nu este încă. Ah, uite și pe Erica. Ce mai faci, surioară? Lily e sus și nu vrea să coboare. Te cheamă la ea. Ar fi bine să te duci și să o aduci aici. Dacă refuză, ia-o cu forță. Cu forță. Cu forță, auzi? Da. Mă duc chiar acum. Erica? Da. Ce face Lily acolo sus? Plânge. Cum? Hai, iată pe domnul inspector Wenzel. Tocmai spuneam doctorului Clem că nu vom mai permite internarea deportaților francezi în spital. Cred că e o măsură foarte bună, domnule doctor Wenzel. Prea mulți francezi trec prin spitalul nostru. Domnilor, ridic paharul pentru întoarcerea lui Paul. Prozit! Și dacă cineva are curajul să spună că m-am amintit, ei voi dovedi că nu e adevărat. Domnule doctor Clem, da, dați-mi pistolul dumneavoastră. Da, ce vrei să faceți? Voi deschide fereastra și voi ochi dintr-o singură lovitură un con de brad. Poftim armă! Mulțumesc! Și acum? Vedeți conul acela de brad? Oh, excelent trăgător, excelent trăgător. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că știi să trageți atât de bine, doctore Günther. Bine și la timp, doctore Clem. Excelent trăgător. Excelent, excelent. Domnșoară Erica. Da, domnule doctor. Domnșoară Erica, îl cunoști de mult pe doctorul Günther? Lucrează în spitalul nostru de 4 ani. Va să zică din 39. Da. Dar ce fel de om e? Destul de șters, dar bun chirurg. Apartenența politică? Neutru. Nu există neutru. Să știi de la mine, domnișoară, neutri nu există. Poți intru? Da, Paul. Lily, toată lumea te așteaptă jos. Plângi, Lily? Da, Paul. Tu mai ai o noapte și pleci acolo unde moartea te pândește la tot pasul. Dar mă voi întoarce, îți promit. Măcar dacă nu te-ai duce în linia întâi, undeva, la un spital în spatele frontului, te aștept mai în siguranță. Iartă-mă, Paul. Te rog. Nu. Dar te iubesc atât de mult. Nu pot să cred că ne despărțim, înțelegi? Înțeleg. Dar e război și trebuie să-mi fac datorie. Și apoi știi doar că sunt un chirurg pasionat. Din păcate, cazurile grave nu ajung în patrie. Ele trebuie operate acolo, pe loc. Și pentru asta e nevoie de mâinile mele.
gândește-te, Lily, voi salva oameni de la moarte sigură. Raihul are nevoie de mine. Și eu am nevoie de tine, Paul. Ca de apă, ca de aer. Poate că din cauza asta sunt atât de sigură că te vei întoarce. Dar aș da oricât să știu că nu plec. Acum este prea târziu, nu se mai poate face nimic. Războiul e război. Și ce rost are războiul ăsta? Ce să ne mai întrebăm ce rost are? E mai bine să nu ne mai punem întrebări acum. Din moment ce e război, înseamnă că are rost. Îți aduci aminte de planurile noastre de viitor? N-am să le uit niciodată. Ședeam ore întregi vorbind despre univers, despre munca noastră, despre viitor. Uneori îmi citeai din misi. C'était dans la nuit, sur le clocher bruni, la lune comme un point sur un nid. Atunci nu era război. Ne făceam planuri să călătorim în Italia. Îți promit că vom merge în Italia după ce mă voi întoarce. După ce te vei întoarce. Paul, de ce mă privești așa? Lasă-mă să te privesc. Lily, imaginează-ți așa, pentru 5 minute, că nu plec, că nu mai plec niciodată de lângă tine. Sunt momente în viață când n-are rost să ne mințim, nici măcar pentru o clipă. Nici măcar pentru o clipă. Nici măcar pentru o clipă. Ce-i cu tine, Paul? Nici măcar pentru o clipă. Paul! Nu mai știu nimic. Nu mai sunt sigur de nimic. Am cerut eu sau au vrut ei? Totul e ca o mașinărie căruia trebuie să-i te supui. Nu mai sunt sigur de mine. De nimic. Mă iubești, Paul? Te iubesc, Lily. Acum, în clipa asta, este singurul lucru în care cred. În tine. În dragostea noastră. Mai spune-mi. Te iubesc, Lily. Te iubesc. Acum îmi pare rău că Leclerc a murit el pe masa de operație. Ar fi fost util să fie azi în viață. Nu crezi, Erica? Cred că am fi aflat multe de la el. E mult sau nimic. Poate nici el nu știa. Poate nici el nu știa. Și cum ți-a trecut bănuiala asta prin cap? De fapt, de mai multă vreme, chiar înainte de plecarea fratelui meu pe front, am observat lucruri ciudate. Da. Apoi, după ce ați venit dumneavoastră, bănuierile mele s-au întărit. Dacă vă amintiți, chiar în seara în care am petrecut înaintea plecării lui Paul, da, da, eu v-am atras atenția asupra interesului deosebit pe care Lily îl poartă bolnavilor francezi. Da, mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte. Dar cum știam că doamna doctor Vanner este franțuzaică, acest interes nu mi s-a părut curios. Trebuie să acceptăm că și la alte popoare putem găsi o fărâmă de patriotism. Nu măsura în care îl întâlnim la noi germani, bineînțeles. Noi suntem prin excelență soldați. Altfel,
Nici n-am fi putut declanșa atâtea războaie în cursul istoriei. Sunteți un filozof, domnule doctor. De ce? Fiindcă vorbesc de război, te înșel, dragă Erica. Războiul nu e o filozofie, dacă l-ai în sânge, ca noi. Și cum spuneai că s-ar putea întâmpla? Uitați-vă cum. Da. Tot urmărind bolnavii doctorii Vanner, m-a izbit într-o zi perfecta asemănare dintre radiografia lui Leclerc și a unui bolnav german, Boerle. Dar trebuie să comparăm imediat radiografiile. Nu e mai greu, pentru că radiografia lui Boerle a dispărut. Interesant, foarte interesant. Și cine a scris pe radiografie numele lui Leclerc? Cine face treaba asta de mai bine de un an? Laborantul Gaston. Gaston. Iar în foaia bolnavului, diagnosticul a fost scris de doamna doctor Vanner. Doamna doctor. Și dacă Leclerc n-ar fi fost operat ieri de dumneavoastră, poate că astăzi ar fi trăit și ar fi avut toate șansele să plece înapoi în Franța. Da, desigur, desigur. De altfel, v-ați convins personal la operație că Leclerc nu avea nicio cavernă pulmonară, așa cum arăta radiografia lui. Da, nu avea nimic. Da, un moment, am uitat să vă întreb, domnule doctor. Te rog. La operația lui Leclerc a asistat cei doctorița Vanner? Nu, nu. Știți? Ținea cu orice preț să asiste. Da, știu, știu. Tocmai de aceea n-am anunțat-o și când a sosit în sala de operație, era prea târziu. Leclerc murise. Eu i-am spus însă că Leclerc avea într-adevăr o cavernă pulmonară. Ați procedat foarte bine, domnule doctor. Mulțumesc de apreciere, Erica. Mulțumesc de apreciere. Să știi însă că întotdeauna procedez foarte bine. Aproape întotdeauna. Dar ce vrei să spui? Doar nu vreți să cred că nu m-ați înțeles. Ah, e vorba de Lily Vanner, nu? Da. Da, bine, ea. Dragă Erica, îmi dai voie să spun așa. N-am făcut altceva decât să fiu curtenitor cu soția unui coleg. Purtarea dumneavoastră a întrecut măsura. Suntem în plin război și în război totul este posibil. Și apoi... Și apoi Lily Vanner e o franțuzoaică nostimă, care îi place oricărui bărbat. Cred că laborantul Gaston are mai multe șanse decât dumneavoastră. De ce? O supoziție și atât. I-am prins deseori singur. Ieri am auzit cum Gaston îi șoptea: niciun francez să nu mai fie dus în secția chirurgicală. Aha. După moartea lui Leclerc, te rog să nu scapi din ochi pe cumnata dumitare. Asta fac de mult. Găsiți că e chiar atât de frumoasă? Oh, am glumit, adineauri, am glumit, Erica. Franțuzaicele nu sunt adevărate femei. Frumusețea lor e falsă, bolnăvicioasă, înșelătoare. Adevărata frumusețe este cea germană, pentru că înseamnă sănătate și putere. Așa cum ești dumneata, Erica. Așa cum ești dumneata. Să vă cred? Iată-o și pe doamna doctor Vanner. M-a chemat, domnule doctor? Da, da, și te așteptam, doamnă. Eu mă duc să fac pansamentele. Da, ai grijă. Ai grijă, Erica, de ce am vorbit, da? Prea bine, domnule doctor. Doamna doctor Vanner, de atâta timp doresc să rămânem singuri și nu izbutesc niciodată. Acum ai izbutit. Suntem singuri. Da, suntem singuri, într-adevăr. Voiam să te întreb, mi se pare mie sau mă ocolești cu adevărat? Ți se pare, domnule doctor. Ți se pare. Am foarte mult de lucru în spital și prea puțin timp. Da, am observat. Am observat. De la plecarea soțului dumitale îți faci de lucru chiar și atunci când nu e neapărat nevoie. Trece timpul mai ușor. Astăzi se împlinesc 3 luni de la plecarea lui Paul. Da, 3 luni. Ți-e dor de el? Firește. M-am gândit de multe ori că s-ar putea să se întoarcă mai devreme de 6 luni. Sau că s-ar putea să nu se mai întoarcă deloc. He, în orice caz n-ar fi nimic deosebit în asta. Când te duci pe front, nu te gândești la întoarcere. Și totuși dumneata te-ai întors. Da, eu am avut noroc, am avut mult noroc. Așa cum am avut noroc să fiu în acest spital, în locul doctorului Vanner. Și de ce socotește asta un noroc? Nu e un spital deosebit de celelalte. Te înșeli, doamnă, te înșeli. E spitalul în care te-am întâlnit pe dumneata. Comic. Știi că sunt îndrăgostit. Ori glumești, ori ești nebun. După cuvintele astea aș putea să mă supăr. Eu m-am și supărat. Te rog să mă ierți.
te rog să mă ierți. N-am vrut să te mâhnesc. Dar într-o zi trebuia să-ți spun. Din păcate, sunt un mare sentimental. Uiți că sunt soția lui Paul? Dar nu mă interesează decât că ești frumoasă și că vreau să fie a mea. Cu orice preț. Dacă mai continui, plec. Cu orice preț, ai înțeles, Lily Banner? Nu vreau să înțeleg nimic. Bine, dacă nu vrei să scot o vorbă despre Leclerc, trebuie să fii înțelegătoare. Leclerc a fost ucis. Dar eu l-am operat. Exact, asta am vrut să spun. Știi că Leclerc nu avea nicio urmă de cavernă pulmonară? N-am asistat la operație. Și atunci cum se face că radiografia lui arăta imaginea unei caverne în lobul stâng superior? De ce mă întrebi pe mine? Credeam că poți să-mi dai un răspuns. Și dacă nu pot? Îmi va răspunde altcineva. Poate Gaston, nu? Ești șeful spitalului și ai dreptul să întrebi pe cine vrei. Mai mult, am dreptul să și știu ceea ce se întâmplă în spital. Bineînțeles. Ei bine, doamnă, doamnă, te asigur că în cel mult 24 de ore voi cunoaște întreg adevărul. Alo? Aici doctor Clem. Da, pe dumneavoastră vă căutam. Domnul inspector Wenzel, doresc să vorbim ceva între patru ochi. Da, despre spital. Chiar mâine, dacă puteți. Da, destul de urgent. Bine, vă aștept mâine la clinică. Ei, mâine va veni aici domnul inspector sanitar. Mai ai timp să te gândești sau să te răzgândești, doamnă doctor Banner. Să mă răzgândesc. Da. Gaston? Gaston? Da, madame. Crezi că doctorul Clem este pe urmele noastre? Hei, dragi, am aflat și eu ceva. Doctorul Günther mi-a comunicat că Erica ne urmărește. Aha. De altfel am prins-o chiar eu ascultând la ușa laboratorului de developat. Credea că sunt înăuntru. Ce e de făcut? Voi anunța organizația și voi cere instrucțiuni. Doctorul Günther ce spune? Că trebuie să fim foarte prudenți. Gaston. Și să ne grăbim. Da, madame. Gaston, mai puțin frică. Oh, madame, noi nu avem voie să ne fie teamă. Totdeauna mi-ai dat curaj. Aș vrea să-ți semăn. Fruntea sus, madame. Învingătorii suntem noi. Adică vom fi. Când? Curând, foarte curând. Războiul nu va mai dura mult. Nemții se retrag pe întreg frontul sovietic, în frânții. Și mai târziu, când ne vom aduce aminte de zilele acestea acasă la noi, în Franța, vom zâmbi că uneori ar fi putut să ne fie frică. Iartă-mă, Gaston. Pentru ce, madame? Pentru amintirile pe care le vom avea după război. Alo? Da, doctor Lily Vanner. Cum? Astăseară? Astăseară? Mulțumesc. Mulțumesc. Ce este? Se-ntoarce Paul. Domnul doctor. Se-ntoarce Paul. Se-ntoarce Paul. Se-ntoarce Paul. Cât e ceasul? 6:20. Lily. Da. Ai vorbit tu personal la telefon? Da. Poate ai înțeles greșit. Nu, am înțeles foarte bine. Sosește astă seară. În definitiv, e de-abia 6:20. Are tot timpul. Da, Lily? Da. Altceva? N-ai mai aflat nimic la telefon? Nu nimic. O fi fost decorat? Ce zici, Lily? Nu știu. Mi-o spui ca și cum nu te-ar interesa. Dar nici nu mă interesează. Pe mine, în schimb, da. E fiul meu și doresc să fie acoperit de glorie. Eu doresc să se întoarcă lângă mine. Atât. Nu m-am îndoit o clipă. Tu nu-l iubești ca o femeie germană. Eu îl iubesc ca o femeie. Dragostea la noi e altfel decât la voi în Franța. Dragostea în Germania înseamnă altceva. Păcat.
Voi iubiți numai ca să iubiți. Femeia germană însă are altă concepție despre dragoste. Pentru ea bărbatul trebuie să fie înainte de toate un soldat în slujba marelui Reich. Înțelegi? Nu. Într-adevăr, pentru femeile franceze e prea complicat să ne priceapă pe noi, germani. Din fericire. Cât mai e ceasul? 6:30, da. Trebuie să sosească. El e. Paul. Paul. Dragul meu, ai venit. Mamă, bine te-am găsit, mamă. Bine ai venit, fiule. Paul. Da. Uitasem. Se mai întâmplă, mai ales pe front. Aș fi avut prilejul să-mi pierd amândouă mâinile. Am avut noroc, însă mi-au tăiat unul numai pe cea dreaptă. Paul, dar ai crucea de fier. Eram sigură că vei primi crucea de fier. Nu face cât mâna dreaptă, mamă. Paul, fiul meu n-are dreptul să vorbească astfel. Dreptul ăsta și l-a căpătat pe front, mamă. Acolo, în iad, căpătăm toate drepturile. Nu acela de a disprețui o decorație. Te înșel, mamă. Tocmai acela de a disprețui ceea ce mi s-a părut mai sfânt și mai măreț. Și idealul nostru german? Idealul nostru german. Idealul nostru, într-adevăr, nu poate fi disprețuit. Așa da, fiule. Pentru că el nu există. Taci, Paul! Nu tac, mamă! Nu mai tac! Dacă ar fi fost acolo, în linia întâi, unde moartea lânjește fiecărui soldat german, bătându-și joc de curajul lui și de idealul lui, va înțelege. Paul, te rog, n-are niciun rost. Nu, Livi, din potriva are rost. N-ați văzut tancurile noastre fugărite de ruși, călcând de netragerea lor peste infanteria care fugea și ea? Peste infanteria noastră, înțelegeți voi? Niciodată ți interzici! Suntem frânți, mamă! Nu-i de ajuns! Nu-i de ajuns să-mi interzici! Trebuie să interzici miilor de răniți care vin de pe front! Du-te și stai de vorbă cu ei, mamă! Paul, nu mai ești copilul meu! Ai devenit... devenit un om. Mamă... Cred că e clinica. Alo, da? Da, doctor Lily Vanner. Da, bine viu imediat. Da, da, plec chiar acum. Sunt chemată urgent la clinică. Paul, așteaptă-mă, te rog. Nu, nu. Merg și eu cu tine. Mi-e dor de clinica mea. Ce face doctorul Clem? Îți spun eu pe drum. Hai, Paul! Clem și inspectorul au descoperit falsificarea radiografiei lui Leclerc. Cum? Radiografia lui Leclerc era de fapt a soldatului ăla german, Boerle. Au descoperit identitatea lor. Erica i-a ajutat. Și acum? Mai încet, Lily. Am auzit că s-a întors soțul tău. Da, a venit chiar cu mine la spital. Acum e sus cu Clem și cu Wenzel. Da, bine. Am comunicat organizații și ne-a dat ordin să fugim cât mai e timp. Să fugim? Da. Tu și cu mine. Și Paul? Paul? Dar e soțul meu! Lily, n-ai dreptul să riști o arestare numai pentru că ai vrea să rămâi lângă el. Gaston! Pe mine oricum nu mă vor prinde viu. În cazul ăsta, dacă trebuie să plec, știu eu, va trebui să-i spun ceva, să-i dau o explicație oarecare. Nu, nu, nu. Nu cred că e prudent. Cum să fug așa deodată? N-avem încotro, Lily. Uite, după război, te vei întoarce și vă veți întâlni din nou. Paul te va ierta. Sunt în joc interese mai mari decât ale noastre. Da, Gaston. Sunt în joc interese mai mari. Hai, acum du-te sus. Cheamă pe soțul tău și plecați acasă. Înainte de miezul nopții, vin să te iau cu mașina. Vrei să-i spui că e un caz urgent la clinică. Hai, Lily. N-are rost să mai întârzi aici. Thank you.
Asta e tot. Domnule doctor Vanner. Sau aproape tot. Da. Mă privești cu niște ochi. Poate nu-ți vine să crezi, nu? Domnul inspector Wenzel, cu care am condus cercetările, e martor că spun adevărul. Așa e, domnule inspector? Din păcate, da. Regret că e vorba de soția dumitale, doctor Vanner, dar n-avem ce face. Dacă nu l-aș fi operat personal pe Lucercăla, poate că nu m-ar fi convins atât de repede. Dar când am văzut că radiografia arăta o cavernă enormă, iar pe masa de operație eu n-am găsit nimic la pulmon, îți închipu că am luat în serios bănuielile sorii dumitale, domnule doctor Vanner. Erika, Erika este o adevărată femeie germană. Poți fi mândru de ea. Dar nu ne spui nimic. Îmi pare rău că te întâmpin cu asemenea vești, tocmai în ziua reîntoarcerii dumitale de pe front. Ai fi avut dreptul la ceva mai vesel. Dar în curând soția dumitale va veni aici și o vom aresta. Deocamdată ea se găsește în laboratorul lui Gaston, prietenul ei. Lily. Dar ce e aici? Ce sunt figurile astea grave? Vă speriați-o așa? Madame, aș dori să te întreb dacă recunoști aceste două radiografii. Privește-le bine. Una e a unui soldat german, Boerle. Cealaltă a unui deportat francez, Leclerc. Într-adevăr, seamănă una cu alta. Da. Dar asta se întâmplă într-un serviciu de chirurgie, domnule doctor Clem. Da, într-adevăr. Într-adevăr, se întâmplă să semene două radiografii. Dar nu să fie identice. Și acum, domnule inspector Wenzel, e rândul dumneavoastră. Lily Vanner, ești arestată. De ce? Pentru acțiune de sabotaj împotriva marelui Reis. Împreună cu laborantul Gaston, compatriotul dumitale, a schimbat radiografiile bolnavilor, diagnosticând în mod fals pe deportații francezi, cărora le-ați atribuit boli incurabile și grave. Apoi ați reformat. În felul acesta a sustras mâna de lucru din fabricile noastre. În această clipă, Gaston e arestat de oamenii mei. A fi adus aici. Ai ceva de adăugat, Lily Vanner? Da, am. Tot ce ai spus este adevărat. Lily? Da, Paul. Inspectorul Wenzel are dreptate. A spus adevărul. Dar nu e totul. Pentru că el știe că am salvat vieți omenești. Dar nu știe pentru ce am salvat aceste vieți. Pentru că acele vieți erau ale unor francezi. Ți-am spus că nu știi totul, domnule inspector. Am salvat și viețile altora, care nu erau francezi. Și toate astea le-am făcut pentru a slăbi mașina voastră de război. Și pentru că vrem să se termine mai repede furtuna asta pustitoare pe care ați dezlănțuit-o asupra popoarelor, călcând cu cizmele voastre libertatea și fericirea oamenilor. Lily Vanner, îți îngreunezi situația și așa destul de grav. Domnule doctor Clem, mai bine ați vedea cât de gravă este situația Raifului. Doctor Vanner, te sfătuiesc să-ți oprești soția de a mai batjocori Raiful. Într-o zi pe front, că soldații germani se retrăgeau, comandantul a dat ordin din spatele frontului să fie mitraliați, pentru că nu vreau să se întoarcă în linia întâi. A fost o ticăloșie. Atunci eu mă găseam între cei care vreau să se retragă. Mâna mi-a fost smulsă de mitralieră de-a noastră. Înțelegi, doctore Clem? Minți. Tot ce spui e o minciună. Cât n-aș da să fie o minciună. În cazul acesta, ești de partea soției dumitale. Da. Dar ești german. E adevărat, sunt german. Dumneata nu ești, însă... Cum îți permiți? Un german adevărat nu poate fi un ucigaș. Cine-i ucigaș? Lily mi-a spus tot. L-ai ucis pe Leclerc, pe masa de operații. Nu dau socoteală nimănui. De ce nu vrei să înțelegi? De ce nu vrei să înțelegi că va trebui odată să dați socoteală? Pentru toate crimele săvârșite, pentru toate dezastrele și pentru toată catastrofa în care ați târât lumea. Alarmă! Domnule doctor Clem, rămâiești cu ei. Din acest moment și doctorul Vanner e arestat. La cea mai mică tentativă tragi. Eu mă duc să văd ce s-a făcut cu arestarea francezului. Domnule inspector! Domnule inspector! Spune odată ce s-a întâmplat. Am furtat ușa laboratorului. Când am spart-o, tot laboratorul era în flăcări. Și francezul?
Oberstin van Führer, ce-i cu francezul? Nu l-am găsit. Cred că a pierit în flăcări. Drace, omul acela ne trebuia viu cu orice preț. Probabil că știa și el lucrul acesta, domnule comisar. Dar ne-ai rămas dumneata. Mâinile sus! Doctorul Günther! Doctor Warner, trece spatele meu cu soția dumitale. Așa. Iar dumneata, domnule doctor Klemm, apropie-te de inspectorul Wenzel și de domnul Oberstürmer Führer. Și nu încerca să coborâți mâinile. Nu înțeleg nimic. Gaston are să vă povestească tot, doctor Warner. Gaston? Cum n-a murit? Nu, vă așteaptă pe amândoi în curtea spitalului într-o mașină. Nu mai pierdeți timpul cu întrebări. Plecați. Și dumneata? Eu rămân. Am niște socoteli de încheiat cu acești trei domni. Bănuiam de mult că ești un trădător. Stimate domnule doctor Klemm, bănuiala dumitale mă onorează. Va trebui să răspunzi de tot când vei fi dat pe mâna Gestapo. Dacă va mai fi cine să o facă, domnule inspector Wenzel. Doctor Warner, plecați odată. La revedere, poate ne vom mai vedea. Rămâi cu bine. Drum bun, Lili. La revedere, Hans. Să fii atent. Nicio grijă. Știu să trag bine și la timp. Am să-ți povestesc mai multe despre doctorul Hans, despre Gaston și despre Lili Warner. Ați ascultat Familia Warner de Friedrich Wolf. Traducere de Alexandru Bondoc. Adaptare radiofonică de Dan Tărchilă. Înregistrare realizată în anul 1961. Distribuția a fost următoarea: doamna Warner, Aura Buzescu, artista poporului; Lili Warner, Ileana Predescu, artistă emerită; doctor Warner, Constantin Codrescu; Klemm, Ionescu John; Hans Günther, Marcel Angelescu, artist al poporului; Erika, Beate Freidanov, artistă emerită; Wenzel, Aurel Rogalski; Gaston, Mihai Gingulescu; un ofițer SS, Ion Pascu; regia artistică, Elena Negreanu.